Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei singuri. Dragii mei, cei singuri, acum că sunteți singuri în cuplu, că sunteți chiar singuri sau proaspăt despărțiți, în fine, variază, sau de mult timp despărțiți, de mult timp singuri, iar variază, tot apare cenușă de la bețișoarele fumate, arse pe aici, în fine, aromate. Alegeți, dragii mei, și vă puneți pauză între 1, 2, 3 și 4. 1, 2, 3 și 4. Vă uitați bine cu atenție, în primul și în primul rând, nu doar la culorile creioanelor, ci chiar la mină, la mină. Poate asta să vă inspire mai mult, da? În timp ce am amestecat cărțile, din setul acesta de cărți a tot apărut Judecata și Justiția. Într-un fel sau altul, vi se echilibrează viața, renașteți într-o formă sau alta, se face dreptate, se echilibrează ceva. În aceste de cărți, care mi s-a părut totuși mai vorbăresc și atunci o să-l folosesc primul. A apărut puterea, la un moment dat a vrut să se arate și trei de bâte. Eu zic, mai ales că a fost, că etalarea este, nu a fost, este pe luna august. Avem 8-8 de două ori, da? Și suntem deja pe 1 august. În august și eventual august-septembrie, că e puterea, da? Trebuie să rămâneți în continuare puternici. Sunteți puternici, tocmai pentru că sunteți singuri și rezistați singuri, sunteți puternici, dar dacă rămâneți puternici și trei de bâte înseamnă și speranță, speranță în această așteptare, va veni o persoană cu care vă veți întări, vă va împuternici, vă veți întări, veți forma un cuplu puternic. Ce e foarte interesant este că s-a oprit cărți, de setul de cărți, la magicianul, veți începe ceva, veți manifesta ceva deosebit. Și iar e foarte interesant cum, am zis, 8-9, da, septembrie-august, a apărut cartea cu numărul 9 și cartea care reprezintă persoana singură, bărbat, femeie, nu contează, da? 9 de monede. Rămâneți în continuare concentrați pe manifestările voastre, pe creșterea voastră spirituală, chiar dacă, dragii mei, chiar dacă aveți în spate un diavol, este grea singurătatea și când crești spiritual există multe tentații. Există multe tentații, există multe pasiuni, există multe invidii, da? Dar, mare grijă, mare grijă că în această creștere spirituală, în această împuternicere a voastră, pentru că nouă înseamnă și evoluție, da? În această manifestare specială pe care o faceți, trebuie să vă conectați la intuiția voastră și să fiți atenți, să discerneți între tentații, obsesii, energii toxice, da? Și energiile adevărate care vă susțin și vă întăresc, da? Acum, începem. Deci acesta a fost un mesaj general pentru toți cei care sunteți singurei și singurele, da? Începem cu numărul 1, da? Cei care ați ales roșu. Dragii mei, e o culoare foarte frumoasă, pasională, care exprimă viața, dar dacă are legătură, bine, dacă nu, bine. Din păcate, creionul acesta nu este chiar cel mai de calitate. Dacă apare vreo pasiune în viața voastră, trebuie să aveți grijă. Dacă simțiți pasiune pentru cineva, trebuie să discerneți cât este de binefăcătoare sau cât este de creativă, de maleabilă, de potențială ca exprimare această pasiune. V-am zis, acest creion nu este întâmplător sau nu este cel mai grozav, e destul de uscat. E o pasiune care vă poate usca, vă poate... Nu știu, rămâne de văzut, așa simt nevoia să adaug. Acum, hai să vedem. Numărul 1. Amestecat. Stai. August și perioada următoare. Pentru cei singuri care ați ales numărul 1... 10 de monede, 5 de bâte, soarele, apropo de august, și 4 de spade. Ia uite, turnul. Turnul, un eveniment neașteptat care vă tulbură echilibru acasă. Vreți să începeți într-adevăr o nouă lume în care să vă găsiți un nou capitol, da? Sunteți singuri, măi. Sunteți singuri și foarte mulți sunteți singuri din motive religioase sau pentru că ați încheiat o căsnicie dureroasă, da? Ați iubit mult pe cineva și să vă dezamăgiți, da? Ați avut o legătură spirituală, eventual după această dezamăgire ați început să creșteți în spiritualitate, în singurătate. Dar totuși vreți să încheiați, sau, nu neapărat să încheiați, să adăugați ceva la acest capitol.
sau la această poveste, să adăugați un nou capitol, un capitol în care nu mai sunteți singuri, da? În care există cineva care vă echilibrează, vreți să se rupă, să se dărâme această... De fapt, nu. Dacă vreți să se dărâme, vreți să se dărâme o construcție tradițională care pe unii s-ar putea să vă țină în această singurătate. Însă, e un eveniment totuși neașteptat. Ceva se întâmplă. Ceva, un eveniment neașteptat. Hai să și clarific. Ia uite, ai zis că a apărut justiția și judecata. Revine regina de spade într-o formă sau alta. Trebuie să gândiți în această plănuire, în această... Dacă va veni cineva în viața voastră, dragii mei, trebuie să discerneți. Cum am zis mai devreme, roșul acela, trebuie să discerneți. Hai să vedem. Ba nu, hai să facem. Iar patru de bâte apare. Vreți într-adevăr să vă întâlniți cu fratele geamă? Hai, clarificăm 10 de monede. Eveniment neașteptat, un personaj neașteptat vine în viața voastră, prin familie, la o întâlnire cu familie, în mediul vostru, familial, profesional. Imediat. E un potențial aparent ideal. Da, cu multă dragoste, multe emoții și un potențial de lungă durată. Dar, iar, mare grijă să nu vă... Pentru că 10 de cupe poate să fie și euforie, poate să fie și iluzii. Clarificăm 5 de bâte. 5 de bâte. 5 de bâte pentru numărul 1. 5 de bâte pentru numărul 1. Clarificăm 5 de bâte pentru numărul 1. Hai, arată-te, vorbește. Ia uite, regele de cupe. Clarificăm soarele. Am zis, iau-te, regele de cupe și șaptea de cupe. Mare grijă. După grijile și singurătatea prin care ați trecut, să nu adăugați la gândurile pe care le aveți în singurătatea voastră și niște fantezii care vă creează confuzie. Da, veți simți profund pentru cineva, veți simți profund, dar aceste emoții vă creează și conflicte și stare de visare. Mare grijă. Clarificăm soarele. Mare grijă, pentru că fiecare alege ce vrea să facă. Dacă vreți ceva deosebit, să ieșiți din tradiție, ok, aruncați-vă. Bucurați-vă de soare, de evenimentele neașteptate, că până la urmă asta înseamnă. Viața nu se plănuiește, viața se trăiește. Viața, uf, ia uite, o balanță pentru unii. Sau într-un fel sau altul, vi se vine cineva care vă bucură și vă echilibrează după această singurătate, da? Am văzut eremitul. Și totuși, ia uite. Apar niște decepții sau... Să reținem totuși nebunul. Ce simt acum? Simt că cineva e decepționat și ar vrea să vină. Acum? Că decepția are legătură cu voi, că n-are nicio legătură. Iar, hai, clarificăm patru de spade. Am văzut și îndrăgostiții, vor trebui... Ia, uite, uite cum vor să-și vină. Va trebui să luați o decizie importantă. Ia, cum s-a oprit tot la patru de spade. Tot la patru de spade pentru că unii dintre voi v-ați obișnuit cu singurătatea. Amândouă sunt varianta cea mică a eremitului. Amândouă reprezintă varianta cea mică a eremitului. 10 de monede. Totuși, aș putea să zic că sunteți căsătoriți, dar vorbim totuși de oameni care sunt singuri. Poate sunteți singuri în căsnicie, poate sunteți singuri acasă cu părinții, familia, da? Rudele. Și vreți și voi, perechea voastră, că am tot vorbit de patru de spade, de bâte, vreți un nou capitol, vreți un om care vă echilibrează, vreți să vină ca un trăsnet. Uite, și vine ca un trăsnet. Acest cavaler de spade, vine cineva. Nu e obligatoriu să fie semn de aer. Nu e obligatoriu nici de apă, nici gemeni, nici soare, da, nici leu, da, nu contează. Poate care aspecte, nu contează. Cine vine, vine într-un mod neașteptat să comunice. Această întâlnire
Repet, se face într-un mediu familiar sau profesional. Ori în casa 10 a muncii veți avea această întâlnire, aceste vești, da? Ori în localitatea în care sunteți sau vă întoarceți, cineva se întoarce în localitatea natală, undeva, ceva care ține de locația voastră, de tradiție și de cultura în care v-ați născut. Sau în care ați reușit să construiți ceva de lungă durată. Apoi apare 5 de băte, apar conflictele. Conflictele, pentru că totuși e un eveniment neașteptat, da? Ce vreau să zic? Nu echilibru, nici eremitul. Turnul și cavalerul de spade. Acest eveniment neașteptat care vă tulbură echilibru, după cum vedeți, în spate e un echilibru, da? Dorința de a vă vindeca, de a vă atrage, da? De a vă echilibra emoțional, de a vă atrage. Da? Flacăra geamănă, de a începe un nou capitol frumos, elegant, cu pasiune, da? Totuși, ce se întâmplă, vă tulbură un pic. Vă tulbură. Da, vă tulbură și, în primul rând, nu doar că vă tulbură vibrația prin pasiunea asta, pentru că, uitați, sunt 5 creioane roșii, nu 1, sunt 5. 5 creativitate, prin sexualitate, prin ce-o fi, 5 casa 5 a amorurilor, da, atracțiilor, dar sunt de scurtă durată. Dar zic, e o turbulență. Toate trei cărțile arată o situație care vă tulbură. Pe de o parte, începe să simțiți foarte profund, sau poate acest personaj are niște vibrații. Vedeți, veți trăi și veți vedea, da? Dacă nu sunteți voi care veți simți emoțiile acestea atât de profunde, există cineva care are un ocean sub picioare, da? Și depinde de voi, de unde veniți, din ce zonă, pământeană, mentală, da? Compativă, dacă reușiți să faceți față acestui ocean. Repet, acest ocean de emoții. Da? Iubiri cu potențial de iubire necondiționată. Și cum veți face față? Pe de o parte, am zis că vă va aduce multă bucurie, că e ce v-ați dorit într-un fel sau altul. Soale, vă veți simți copii, 5, iar casa 5 a copiilor, a amorurilor. Vă va echilibra într-un fel viața, da? Cu atâta pasiune după atâta singurătate, că unii chiar ați trecut prin singurătate. Am văzut eremitul de mai multe ori, 4 de spade se regăsește de 2 ori, da? Și o tristețe și niște chestii unii. Dar pentru că ați căpătat, eremitul înseamnă și înțelepciune, pentru că ați căpătat o oarecare înțelepciune în această însingurare, cel puțin unii, teoretic așa ar trebui, vă rog frumos să-mi confirmați, da? Tot ce va veni, personajul care vine într-o formă emoțională și mentală și energetică, vă va pune în situația în care va trebui să meditați. 4 de spade, dragii mei, înseamnă meditare. 4 de cupe înseamnă preselecție. Selectați această cupă? Cupa aici, la regele de cupe. Selectați? Că voi sunteți cam decepționați. Nu știți, o să pierdeți ocazia, nu o să pierdeți, va trebui, va urma o perioadă de de calmare mentală. Poate mai spre septembrie, că acum aveți soarele, e august, da? Poate mai spre septembrie va trebui să vă calmați un pic, să meditați, să vă rugați. De 2 ori apare acest mesaj. Ca să puteți să luați o decizie, să alegeți corect. Ca să puteți să simțiți ce este. E doar o turbulență, un tsunami emoțional cu 5 de băte și regele de cupe. Eu văd un tsunami, da? Emoțional. Sau, într-adevăr, acest personaj este flacăra voastră geamănă cu soarele, personajul divin, energia masculină, poate să fie și femeie, dar într-o energie vibrantă, da? Și atunci este în acțiune. Da, va trebui să vă gândiți ce face, vă echilibrează,
sau face parte dintr-o karmă pe care trebuie să o plătiți într-o formă sau alta. Iar sunt niște chestiuni. Eu am vorbit până acum din perspectiva celor singuri care așteaptă totuși un personaj. Ar mai trebui totuși să mai adaug un mesaj. Să mai adaug un mesaj. Unii dintre voi, dacă aveți o problemă acasă, pentru că văd casă și conflicte, da? Văd casă. Cineva trebuie să vindece ceva, să echilibreze energiile acasă, pentru că apare un potențial de zdruncinare, de construcție. Poate unii au niște evenimente neașteptate acasă, niște vești, niște bârfe, niște discuții aprinse cu cineva acasă și se creează conflictul, explozie. Da? Explozie. Sau implozia cu regele de cupe, că poate să fie înăuntru și să nu o simțiți. Poate să fie un conflict cu cineva care are, ia uite, pentru că văd justiția, să zicem, balanță și regele de cupe ar putea să fie planete în scorpion și balanță. Planete, nu neapărat, poate să fie ascendent, să aibă lună sau eu știu ce alte, da? Și aici, planete în semne de foc. Simt pentru unii, ca și alt mesaj, un conflict. Repet, acasă sau la locul de muncă, că e un contract, poate să fie și la locul de muncă. Și va trebui să discutați despre acest contract. Unii, dacă discutați despre ruperea unui contract, pentru că văd turnul, da? Văd vindecarea, patru de spade de două ori, patru de cupe, decepția, supărarea, melancolia. Dacă hotărâți, deci n-am văzut, parcă văzusem regina de spade, dar nu apare chiar atât de evident. Dar uite, apare un diavol, o energie karmică toxică. Dacă unii dintre voi vă gândiți la un divorț, vă gândiți la copil, da? Divorț, copil, casa a cincea a copiilor, conflicte, da? Între casă, cine păstrează, da? De acasă copilul. Iar cine păstrează copilul? Pentru că sunt doi, iar sunt gemeni. Gemenii sunt, da? Sunt frați, să zicem. Poate aveți doi copii, da? Și trebuie să împărțiți iar custodia pentru unii. Nu știu de ce zic așa, dar așa simt și un alt mesaj. Da? Pentru că nu pot să limitez etalarea doar la un viitor amor. Dar am simțit nevoia să adaug și acest mesaj. Pentru cine o fi? Deci, august se termină cu o perioadă de analiză mentală, dacă nu e rugăciune, dacă nu este meditație, ce să alegeți? O alegere importantă. Nu mai vorbesc de dragoste, repede, ce să alegeți? Fata sau băiatul care rămâne la voi, da? Dacă există lupte în justiție pentru un copil. Pentru că, da, regele de cupe reprezintă și consilierul psihologic, reprezintă și un părinte care își iubește foarte mult copiii și atunci trebuie să se lupte. Acum nu mai vorbesc de zodie, vorbesc despre ceea ce reprezintă, că poate să fie orice zodie acest rege de cupe, da? Oricine poate fi. Asta e. Sper că v-a plăcut. Sper că îmi confirmați care din mesajele pe care vi le-am transmis sunt în concordanță cu viața voastră. Acum, ăsta era al doilea, nu? Cei care ați ales numărul 2. Cei care ați ales numărul 2, ați ales una din culorile mele preferate. De fapt, cam toate trei sunt cele pe care le folosesc adesea în ultimii ani, în ultimile lucrări. Da, mov. Dar știți că mov este o culoare regală, o culoare misterioasă, mistică, ezoterică, ține de coroana a șaptea, de chakra a șaptea de coroană, da? Conexiunea cu divinitatea, de subtilitate, de intuiție, de emoție. Hai să vedem. Numărul 2. Pentru cei care sunt singuri, iar am mișcat pe aici. Oh, sper să-mi cumpăr totuși un tripod, că dacă ați ști cum îmi fixez camera, ca să pot să fac etalări. Și nu găsesc aici. Trebuie să mă duc în alt oraș mai mare. Ok.
jumătate, două ori, de trei ori. Așa a vrut să vină și aceea, am văzut eu. Ia uite, 10. 10 de spade. Regele de bâte. 6 de monede. Și roata norocului. Trag cu ochiul, îmi dați voie, roata norocului, vreți să munciți? Oh, să vă împliniți destinul, dați-mi voie să le pun așa deoparte, știți? Sau la locul de muncă, ori vreți să munciți să vă împliniți destinul, ori la locul de muncă întâlniți pe cineva care vă inspiră. Vă inspiră! Iată, regina de spade, dacă asta vă spune ceva, semn de aer, nu înseamnă semn de aer, poate sunteți voi, poate altcineva. Este o persoană inteligentă. Inteligentă. La capătul setului de cărți. Ah, mai, iar va trebui să tai. Nu? Acest moment. La capătul setului de cărți, 7 de singuri. Sunteți în cuplu. 7 de monede, așa simt. Un om, bărbat, femeie, singur în cuplu, care muncește. Muncește pentru relație, de pentru contract. Muncește, dar se simte singur în cuplu. Acum, dacă nu sunteți în cuplu, poate tocmai ați încheiat un cuplu dureros, un ciclu dureros, 10 de spade. Poate sunteți obosiți, munciți mai obosiți pentru că ați avut niște probleme de sănătate. Dar, în paralel sau în spatele acestei oboseli, există un personaj, 6 de cupe. Ia uite, moartea, 2 de cupe, 10 de cupe, care vă transformă emoțional, vă transformă roata norocului, vă schimbă stările emoționale, vă fac să simți, vă face acest personaj să simțiți emoții pe care nu le-ați mai simțit, speranțe, să comunicați telepatie, să le transmiteți, gânduri pe care poate nu le-ați mai avut față de altcineva, pentru că nu puteți comunica din niște motive. 8 de bute a venit invers, din niște motive. Ori nu ați rezolvat cu această situație, acest... Nu știu ce-o fi. E casa 7 a legăturilor de lungă durată. Ori nu v-ați vindecat. Da? Încă mai trebuie să vă vindecați de acest ciclu. 10. Care se încheie. Da? La fiecare se încheie într-un anumit ritm. Orice se încheie, finalul variază de la om la om. Da? De la experiență la experiență. Poți să închid expoziția într-un moment, închid ușa și gata, dar nu poți să închid o relație, hotărăm într-un brusc, da? Unii pot, își o bagajele și pleacă, alții nu. Trebuie să lase lucrurile în ordine, de azi variază. Hai să și clarificăm totuși. Dar până amestec eu cărțile, ce se arată? Că în august, încheiați, este vorba de voi până la urmă, încheiați ceva dureros. Poate să fie fiind 10 și la locul de muncă, da? Un contract. Poate să fie un contract la locul de muncă, da? Da, pentru unii, din punct de vedere profesional, încercați să încheiați, că ați obosit să munciți la locul de muncă și să nu aveți spor, da? Poate nu sunteți apreciați și vreți să încheiați acest contract, acest loc și să deveniți independenți. Dar pentru asta, ca să deveniți independenți, aveți nevoie de un pic de ajutor financiar. Trebuie să vă echilibrați, da? Iar să mai munciți casa 6, 7. Ca să se schimbe ceva. Iar munciți ca să vă creați destinul vostru. Eventual cineva la locul de muncă vă transformă, vă inspiră. Să vă dea așa o nouă energie. Chiar dacă nu e vorba de amor, poate să vă dea o nouă energie. Dom'le! Avem nevoie de libertate, pentru că steaua reprezintă, printre altele, și libertate. O să clarific. Acum amestec cărțile. Pe de-o parte, prin muncă, vă veți vindeca de decepții. Dar depinde cum munciți. Pentru că aici și 7 de monede a muncit, dar a obosit. Aici 8 de monede... lucrează altfel, după cum vedeți, e mai ordonat. Și nu doar că e mai ordonat, dar aici sunt cam aruncate monedele. Acum e prima oară când fac conexiunea asta. Interesant, tocmai la voi. E mai ordonat. Ideea este că trebuie să vă ordonați un pic, să vă organizați, să vă echilibrați gesturile pe care le faceți,
ca să vă regăsiți, să vă recreați norocul, destinul, da, independența, încrederea în voi, da? Ca să vă însănătoșiți, trebuie să vă folosiți calitățile, toate calitățile, da? Toate astea sunt calitățile voastre, multiple calități. Le folosiți, să le transformați, să le alchimie înseamnă transformare, da? Să folosiți câte puțin din fiecare. Pentru că e important, nu puteți să investiți într-o singură monedă, trebuie să investiți în toate ca să fie transformarea cât mai complexă și cât mai echilibrată. Că vorbim de echilibru, vorbim de echilibru. Uite, și apare iar 8 de monede. Asta din punct de vedere profesional. Și totuși, uite, apare ce vrea să apare, 6 de bâte, n-am cerut nimic, 6 de bâte. Cineva vine să vă inspire, 6 de bâte, steaua. Da? Eventual, dragii mei, dacă sunteți încă într-un cuplu în care lucrurile scârție, în care sunteți dezamăgiți, apare o nouă pasiune, da? Roșu și roșu, apare o nouă pasiune pentru cineva, o întâlnire de destin, poate să fie exact același personaj. Bărbat, femeie, nu contează și nici zodia. Exact același personaj, da? Steaua și regele de bâte. Regele poate să fie și o femeie, am zis, o femeie în energia sa masculină, adică activă. Pasiunea voastră pentru cineva care vă schimbă și vă obligă să vă obligă să vă echilibrați într-un fel sau altul. Așa simt, vă obligă să vă echilibrați sau vă echilibrează prezența respectivă persoane, vă echilibrează într-un fel. Pentru că voi poate, așa simt, unii ați dat într-o direcție în care n-ați primit. Și acest personaj, într-un fel sau altul, vă oferă ceva. Chiar energetic. Nu știu. Repet, și dacă vă inspiră, tot o ofertă este, da? Clarificăm 10 de spade. Pentru numărul 2. Și pentru că totuși etalarea e pentru cei singuri, uite, v-ați mințit. 7 de spade, 10 de spade, vedeți? V-ați mințit într-o direcție. Ați trăit un ciclu de răros. V-ați spus cuvinte, programe, vi s-au spus cuvinte, programe într-o direcție care v-a decepționat. V-ați păcălit. Asta e autosabotaj. Aici este. Ia uite, și apare transformarea. Moartea. Da, o nouă dragoste, subtilă, sensibilă, secretă. Încercați să fugiți, încercați, dar degeaba fugiți pentru că vă transformă. Vă transformă această dragoste. Bine, și dacă nu e dragoste, dragii mei, poate să fie dragoste față de voi, poate să fie vindecare, clarificăm regele de bâte. Clarificăm regele de bâte pentru numărul 2. Am zis, ce se întâmplă în viața voastră? Veți trăi și veți vedea, iar apare asul de cupe, da? Steaua aceasta, evenimentul ăsta neașteptat, vă crește în vibrație, mai devreme sau mai târziu, că ați ales mov, vă deschide conexiunea către alte dimensiuni. Ia ce frumos, regele de bâte și soale, apropo de august, da? Clarificăm 6 de monede. 6 de monede a fost clarificat de 8 de cupe. Clarificăm roata norocului. Roata norocului. Clarificăm roata norocului. Ha! Unde ești? Ia uite. Un eveniment neașteptat. O discuție cu cineva. O întâlnire, justiția. Și justiția are în spate multe lucruri nedrepte, da? Nehotărâri, da? Excese, invidii, jocuri mentale, iar excese, extravaganțe. Adică, până să se facă justiție, până să se facă dreptate, a fost dezechilibru, da? A fost dezechilibru. Aș vrea să-mi clarific și steaua, te rog frumos. Clarificăm și steaua. Clarificăm steaua. Te rog frumos.
Cu soarele și stea și șase de bâte și regele de bâte, iar, repet, posibil să fie cineva care vă inspiră. Și dacă nu vă inspiră la un nou amor, vă inspiră la o nouă direcție, să fiți independenți, să fiți voi autentici. Să fiți autentici, să vă vindecați, să vă găsiți destinul, pentru că unde ați stat până acum v-ați păcălit și v-ați plictisit, pentru că ați trăit în programări. Clarificăm stea. Da. Și vine să vă să vă vindece de niște răni provocate de cineva care a încercat să-și impună controlul, da? Să vă conducă împăratul și 5 de bâte. 5 de bâte este foarte combativ, dar împăratul este foarte autoritar. Și iar cu 7 de monede și cu 10 de monede simt că cineva a fost autoritar, a încercat să vă pună la pământ și v-a spăcălit, a zis că, că așa e mai bine, că trebuie să o ofer, da? A fost păcălarea voastră. Și acum, nu contează ce zodie vine, dar vine cineva într-un fel sau altul să vă... Repet, să vă inspire. Să vă creați, să vă manifestați viața după alte principii, să vă găsiți valoarea. Să vă găsiți valoarea, să vă vedeți valoarea, regina de monede. Să manifestați valoarea voastră, potențialul vostru. Dacă încă vă mai influențează acel personaj dominator, dacă încă mai sunteți într-o căsnicie sau într-un contract în care sunteți singuri, zic contract că poate să fie o legătură, poate să fie la locul de muncă, dacă încă sunteți acolo, dar, repet, vă simțiți ca și singuri, cine vine să vă schimbe viața, această întâlnire bruscă cu cineva, neprevăzută, o întâlnire de destin, vă face doritor să munciți pentru vindecarea voastră, pentru echilibrarea voastră, repet, pentru plinirea destinului și să munciți, să vă luptați, pardon, nu să munciți, să vă luptați pentru acest destin, să vă luptați, să fiți voi împărații vieții voastre, regii vieții voastre, să străluciți voi, să nu mai fiți în umbră, aici clară ați fost în umbră, da? Ați fost la pământ. Cineva a încercat să vă domine, eu așa simt. Șase de monede și 8 de cupe. Aici este. Una din lecțiile voastre e 8 tot în august. Trebuie poate la luna plină de la sfârșitul lunii august. 8 spre, da, fecioară, să zic. Aveți 2 de 8 deja și soarele, care într-adevăr confirmă vibrația și regele de bâte, vibrația și 5 de bâte și împăratul, vibrația leului. Trebuie să învățați. Cu 6 de monede și cu 6, cu 8 de cupe, eu cred că trebuie să învățați să vă detașați de a oferi prea mult unora care, repet, vă, nu știu, așa simt, cu 7 de monede și 10 de... V-au folosit. V-au folosit, v-au obosit și voi aici v-ați păcălit. Și voi v-ați păcălit. Nu doar ați stat lângă cineva care a fost între voi și altcineva, 7 de spade, a stat lângă cineva care v-a păcălit, ce spune, asta e, păcăliciu. Și acesta, vă repet, poate să fie și membru al familiei din care vă trageți și al parteneriatului pe care l-aveți și la locul de muncă și șef și colegi, da, cineva v-a trădat. Există o trădare, măi, există o trădare. Și aici este... Învățați să vă recâștigați încrederea în voi, energia, că nu e cazul să mai oferiți cui trebuie. Trebuie să vă detașați de această tendință. Dacă apare o nouă pasiune,
Aveți tendința să fugiți de ea. Unii dintre voi așa simt. Aveți tendința sau veți avea tendința să fugiți un pic de ea o perioadă, să vă detașați. Dar dacă conștientizați că fugind, pardon, depinde ce direcție fugiți. Dacă fugiți să vă descoperiți pe voi, e în regulă. Pentru că atunci această nouă pasiune își împlinește menirea de a vă inspira, cum am zis mai devreme. Dacă fugiți înapoi unde ați fost decepționați, da? Depinde unde merge 8 de cupe, înspre 7, înspre 9. Teoretic ar trebui să meargă înspre 9. Să meargă într-o nouă direcție a destinului său, să-și schimbe direcția. Vor fi niște discuții. Vor fi niște discuții care vă vor schimba și stările emoționale și felul în care munciți. Dar cu steaua, am scos un pic mai mult, cu steaua totuși, asta înseamnă că veți învăța să vă rugați, să sperați. Adică totul se întâmplă cu un scop, destinul ăsta, ce se întâmplă în destinul vostru, care vi se schimbă în august, într-o formă sau alta, este cu scopul de a munci în creșterea voastră spirituală, de a munci înspre destinul vostru, de a vă construi, da, ceva care poate să fie într-adevăr mai greu de atins, dar nu e imposibil. Repet, pentru unii posibil să întâlniți un personaj foarte strălucitor și să vă doriți să luptați pentru ei, să fiți și voi la nivelul lor și să lăsați în spate, să fugiți, să lăsați în spate acest trecut nu tocmai glorios, obositor, obositor. Sunteți precauți un pic cu acest personaj care vă emoționează. Sunteți poate prea precauți, tocmai pentru că vă transformă viața, tocmai pentru că vă atinge sufletul, tocmai pentru că vă creează euforie. Încă sunteți prea precauți, tocmai din cauza dezamăgirilor și minciunilor din trecut. Da? Clarificăm, ia clarificăm, te rog frumos, 7 de spade. Pentru numărul 2, clarificăm 7 de spade. Nu știu dacă aia asta nu sunt prea multe. Clarificăm 7 de spade. Ia uite, trebuie să vă detașați. Dar nu vă mai păcăliți. Trebuie să vă detașați 6 de spade, să călătoriți eventual, să lăsați apele tulburii, să mergeți către soare, către stea, către locuri senine. Și să munceți. Asta e, dar aveți un scop. Aici este diferența între munca de la 7 de monede și munca de la 8 de monede. Știți că ce veți face vă va transforma viața. Așa? Hai să fac că așa face toată lumea, hai să fac că așa e scris în contract, că așa m-am obișnuit familia, prietenii, iubiții, eu știu ce. Hai să fac. Hai să dau în continuare, chiar dacă nu primez. E, că așa e frumos, așa au fost educați. Nu, nu se poate așa. Nu. Dați cu măsură și să vă rămână energie, valori și pentru voi. Ia. 10 de spade iar a apărut tot aici. Detașați-vă, domnule, vindecați-vă. Vindecați-vă odată. Țineți foarte mult într-adevăr la cineva, țineți extrem de mult la cineva, foarte emoțional. Dar din cauza dezamăgirilor, a precauțiilor, a hiperanalizei, a fricilor, lucrurile se intoxică. Nu, nu, nu. Lăsați acele cupe goale. Uite, asta e, aici, asta aveți de lăsat în urmă. Toată această zonă gri, umbră. Și să mergeți către culori, către culoare. Da?
Ia treceți voi prin tot curcubeu, că tot ați ales mouvul, da? Treceți prin tot curcubeu, alegeți, folosiți toate culorile. Fiți creativi, apropo, măzgăliți ceva în culori. Luați-vă creioane colorate, tempera, ce vreți voi, acoarele și fiți creativi. Bine, știu că poate sună ciudat, dar aveți copilul divin, aveți 5 de monede, da? Aveți regele de bute care e foarte creativ. Creați ceva, cât să vă, măcar să vă descărcați. Și să vă, nu știu, să vă energizați. Am zis, e cineva care vă inspiră totuși. Și pentru că aceste cărți spun mai multe, trebuie să vă și vindecați de cei care v-au controlat. Cam atât. Hai, cam atât. Mai vedem și mai încolo ce alte mesaje vin. În principiu, eu zic că e frumos ce a venit. Eu zic că e frumos. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace și, evident, creștere spirituală. Pun așa, frumos. Să vedem cum o să tai eu videoclipul acesta. Cei care ați ales numărul 3, culoarea aceasta, pe care o ador, o folosiți de ani de zile, o ador, dintre toate pe aceasta o ador. Unii dintre voi trebuie să învățați să comunicați, sau e o chestiune care ține de comunicare. Oricineva va comunica cu voi, ori voi trebuie să lucrați cu vișudii, cu chakra a cincea a comunicării. Ori, fiind un bleu frumos, să lucrați un pic și cu gândurile voastre, pentru că înainte de a vorbi trebuie să gândim, nu? Bleu pentru mine reprezintă, bleul acesta reprezintă, deși îl folosesc și la apă, eu lucrez multe valuri uneori, dar e o energie mai aeriană, mai poate mentală. Hai să vedem. Mesaje, mesaje de la îngeri. Ce veți trăi numărul 3 în luna august? Doamne ajută! Marea, ia, uite, Marea Preoteasă, măi! Conectați-vă la intuiția voastră. Am zis, gândiți, simțiți înainte să vorbiți. Vorbiți intuitiv, unii dintre voi poate faceți channeling. Apropo, Marea Preoteasă, ca și mine. 5 de vute. Puterea. Și asul de monede, interesant, pot să trag ochiul, dar faetonul. Vreți să lăsați ceva în urmă? Să vă echilibrați viața. Bravo, succes! La capătul setului de cărți, aici este un șapte de spade. Mai, mai, mai. Există un personaj care a încercat să controleze o pasiune. O fi semn de foc, o fi semn de aer, cum a zis apropo de creion, da? Cineva care a încercat să aibă control mental asupra pasiunii sale, regretă acum, regretă că lucrurile stau pe loc, că a fugit, că a jucat, că v-a jucat mental. Da? V-a jucat mental, dar voi trebuie să simțiți, să nu vă blocați, da? Nici mintea, nici viziunea, nici felul în care comunicați. Exact culoarea asta a venit prima, frumos. Unii dintre voi aveți niște conflicte. Wow, dar ce diferență simt. Între voi și cineva cu marcaj. Cineva cu marcaj, nu zic musai zodia leului, dar dacă sunteți vărsător sau pește, aveți niște conflicte cu cineva cu marcaj în zodia leului sau fărcioare. Marcaj, conflicte, conflicte interne. Poate că v-ați bătut, poate nu v-ați bătut, poate doar aveți conflicte de interese, da? Și urmează mai spre sfârșitul lunii să apară un nou potențial. Un nou potențial, am văzut faetonul care vă ajută, ia uite, să mergeți mai departe, să mergeți către destinul vostru, să vă eliberați, da? De acele conflicte, lupte pentru putere și să manifestați echilibru și victorie. Doamne ajută! Acum o să și clarific. Oh! Ia uite ce se mișcă! Mai, mai, mai. Nu știu când o să găsesc și eu un tripod ca lumea care să-mi
Mențină camera în echilibru, apropo de echilibru, că tu l-am văzut. Ce mai simt? Ce mai simt? O să vedem cum se clarifică, însă mai simt un mesaj. Există un secret al cuiva care încearcă, repet, să se abțină. Am văzut mai devreme cărțile, da? Dar și aici încearcă să se abțină, se luptă. E un conflictul său interior, se luptă cu niște impulsuri, cu atracție și cu niște tendințe fizice, da? Și ține secret toate aceste lupte interne. Ar dori să vină cu o ofertă, dar nu știe cum să... Da, apropo de comunicare, nici cum să comunice, nici cum să manifeste. Pentru că e în faza de conflict. Cel puțin în luna august. Mai vedem, mai încolo, mai spre sfârșitul lunii. Clarificăm pentru numărul 3, Marea Preoteasă. Clarificăm Marea Preoteasă. Am zis că cineva fuge. Și din cauza că fuge, ține lucrurile pe loc. Și aduce lacrimi. Și câte și mai câte. Clarificăm Marea Preoteasă. Oh, Doamne, ce frumos. Regele de cupe. Iar cineva fuge. Fuge iar, puterea iar. Fuge de... De ce fuge? Ar vrea să fugă. Ține foarte mult. Are sentimente profunde, vreau să zic. Dar, posibil, poate nu sunteți voi aici în conflicte. Poate e acest personaj care vă iubește, nu spune și are conflicte cu altcineva. Există și varianta asta, da? Da, hai să vedem. 5 de băte. 5 de băte. Clarificăm 5 de băte. Deci primele cărți, probabil că sunteți cu marcaj puternic în Pești, Rac, Scorpion sau vă gândiți la cineva, simțiți pentru cineva care are marcaj puternic în Pești, Rac, Scorpion. Uite, Regina de Monede. Clarificăm puterea. Nouă de cupe. Și am văzut și nebunul. S-ar dori un început. Clarificăm asul de monede. Asul de monede. Clarificăm asul de monede pentru numărul 3. Pentru numărul 3. Și când am spus că sunteți, dacă sunteți în conflicte cu cineva, nu înseamnă musai că trăiți cu ei, poate să fie colegi, poate să fie membri ai familiei. Clarificăm asul de monede. Clarificăm asul de monede. M-a scăpat ceva? Nu se vede. Clarificăm asul de monede. Apropo de Marea Preoteasă, cineva tot încearcă să nu vorbească, nu vedeți? Să nu spună, să ascundă și șapte de spade ascunde. Ascunde o dragoste pe de-o parte. Mai dăm o carte, nouă de monede, de debute. Există blocaje în calea manifestării unui nou început cu cineva. Acest personaj e un personaj care ar vrea să comunice emoțiile pe care le simte față de voi, telepatie, că v-ați mai întâlnit, că vă simte, că vă simte, Doamne, dar cât vă mai simte. Dar există blocaje, clarificăm nouă de băte. Sunt prea multe cărți. Ia uite, Regina de Cupe. Da? Vedeți unde s-a oprit? La Regina de Cupe. Îl simte perechea divină. Dar... Clarificăm nouă de băte. Măi, ar vrea să spună și totuși nu spune. Clarificăm nouă de bute. Ce reprezintă acest nouă de bute? Clarificăm nouă de bute și asul de monede.
aici cineva. Are niște conflicte. Există niște conflicte în viața cuiva. Acasă. Acasă. Da, cineva vă iubește profund. Acum, dacă sunteți singuri și subtile și intuitive și evoluate și educate, cineva vă iubește profund și vă simte. Dar acest personaj are și conflicte cu soția. Da, cu soția, da? Și apare aici, s-a oprit la 4 de bâte, da? S-a oprit la 4 de bâte și etalarea s-a oprit la 2 de monede și 5 de spade. Adică trebuie să aleagă într-un final. Acest personaj ar trebui să aleagă. Ce face? Se luptă în continuare să manifeste, adică să se lupte pe brânci, să manifeste acest nou început cu voi, să pună în practică, într-un fel sau altul, această dragoste deosebită, sau stă în conflicte verbale, 5 de spade, 5 de vâte și poate chiar fizice, ori cu soția, ori cu mama, ori cu cineva de acasă. Cineva de acasă. Care are tendința să fie cam egoist, ia uite. Da, împăratul și 6 de bâte. Da, își dorește, acest personaj își dorește, ia uite, asul de monede, își dorește un început, dar trebuie să-l lase în urmă. Ceva dureros. Poate că sunteți voi, acum, iar, variază. Deci, din punct de vedere emoțional, sentimental, repet, cineva vă iubește, dar nu arată. Am zis de ce? De două ori deja am spus. Sunt niște conflicte legate de familie, soția, mama copiilor, poate chiar mama lor. Și totuși, acest personaj, iau-te, regele de cupe și nouă de cupe, are emoții intense, imense, copleșitoare și totuși se abține. Nu vrea să arate din cauza acestor conflicte. Nu vedeți că între dragostea adevărată și emoțiile astea apar conflictele. Conflictele pentru finanțe, pentru poate că trebuie să-și plătească taxele, eu știu, poate împart o casă, poate au niște chestiuni împreună, da? Și asta stau între voi doi. Da? Și aici este, ca să se manifeste acest as de monede, acest potențial, ca să se lege sau închege legătura dintre voi, pentru că sunteți puternici și voi și ei, acest personaj, sau poate voi, da, unul dintre voi, trebuie să aleagă. Poate și voi aveți conflicte acasă, cum am zis mai devreme, din prima, fără să clarific, da? Sau cu cineva foarte mândru, foarte impulsiv, da? Vă tot întoarceți, plecați, vă întoarceți. Și aici, că sunteți voi chiar altcineva, ca să puteți manifesta acest început, această nouă relație sau un nou proiect, da? Trebuie să alegeți. Rămâneți în conflicte mentale, verbale, fizice, sau învățați să puneți granițe celor care vă distrag atenția, celor care vă joacă într-un fel sau altul, învățați să vă protejați terenul, să vă protejați dragostea, avuția, valoarea și să luptați așa până la ultima picătură de sânge sau zic ultima suflare. Să luptați pentru această nouă... Ați văzut și voi, da? Apare faetonul care merge către stea. Apare faetonul. Să mergeți mai departe, să se ieșiți din aceste lupte, că n-aveți nevoie de conflicte, da? Să vă detașați și să mergeți către echilibru, ia uite, către echilibru, către victorie. Dar trebuie să învățați și voi și ei să puneți niște granițe personale și apoi să luptați. Există conflicte, confuzii legate de independență. Unii nu înțeleg prea bine ce e cu independența asta. Nouă de monede. Ce? Cum poate fi câștigată? A
aceste personaje foarte rănit, repet, dacă e un personaj foarte rănit, dacă nu e un personaj și sunteți voi, o dragoste necondiționată, evoluată, specială, pentru oameni, pentru umanitate, da? Vă doriți ascensiunea și totuși în calea ascensiunii, în calea destinului vostru, sunt aceste conflicte. Pentru unii poate există un personaj, personajul cu care aveți conflicte poate să aibă tendință de a bea mai mult decât e normal, iar alt mesaj, da? Însă, ce este foarte frumos este că începe tălare cu niște cărți superbe, da, mai secretoase, da, a apărut și Vishuddhi, da, nevoia de comunicare, totuși n-a apărut niciun valet. Dar, repet, până la a comunica, trebuie să simțim și să gândim într-o anumită claritate. Da? Să învățăm să manifestăm eliberarea. Faetonul se eliberează. Moreița? Mora? Posibil, repet, aveți pe cineva oricare bea prea mult, oricare se gândește doar la cupele sale, la confortul său, la bani, da? Și aveți conflicte. Aici este o energie, repet, deosebită, dacă sunteți doar voi. Dacă simțiți că există cineva sau veți vedea, veți observa în viitorul apropiat, că vorbim totuși de o predicție, veți simți că intuiți că cineva vă apreciază, vă iubește și totuși nu vă spune, nu vă spune din aceleași motive, da? Pe care vi le-am spus și eu. Acest as de monede se va manifesta, dar pentru a manifesta acest as de monede și eliberarea faetonului către destinul vostru adevărat, este nevoie de... Am învățat o lecție chironiană. Pentru mine ăsta e Chiron, da? Depinde unde aveți voi Chiron. Chiron care din suferință ajunge să fie ce nou, e casa lui Jupiter a profesoratului, să fie profesor, să... Da? Să învețe... E nevoit din suferința sa să învețe să se vindece. N-a apărut steaua care vindecă. Trebuie să învețe să se vindece și poate aici să fie destinul vostru. Și separat și poate împreună cu personajul despre care am vorbit, care, într-un fel sau altul, în august, își va arăta influența într-o formă sau alta. Poate că amândoi ați suferit, ați învățat sau urmează să învățați să vă vindecați și uite așa împreună să creați, mai ales dacă sunteți flăcări gemene, dacă sunteți flăcări gemene unii dintre voi. Dar cu regele de cupe și marea preoteasă, wow, ce combinație frumoasă. Dacă sunt două personaje diferite. Dacă e unul, luați mesajul așa cum vi l-am dat și vedeți cum se aplică, cum se va aplica în viața voastră. Oricum, în viața voastră, a lor, există un personaj egoist, clar. Și există niște conflicte. Dacă vreți să manifestați, trebuie să fiți creativi, să aveți răbdare, putere, tenacitate și se va manifesta. Aici este. Ceea ce intuiți, dragostea aceasta necondiționată va veni mai devreme sau mai târziu. Eu uite că am pus cărțile aiurea, stând și vorbind, da? Așa. Cam asta este. Pentru numărul 3. Aveți ceva special de făcut. Acum, hai să vedem numărul 4, cei care sunteți singuri. Cei care sunteți singuri și ați ales acest turcoaz verde, de fapt. Verde, verde, turcoaz verde. Știți că ține de chakra inimii, a iubirii, a iertării. Dar verdele ține și de bani. Rămâne să vedem ce se manifestă la voi. Ce se manifestă.
Ia să vedem ce se manifestă în august și perioada următoare pentru cei care ați ales numărul 4. Cei singurei și singurele. Trebuie să vă detașați, nu? Ați văzut 8 de cupe. Emoțional, să vă iubiți, să mergeți către dragoste, dragoste față de voi. 6 de monede, de, am zis monede, valetul de monede, 4 de băte și 9 de băte. Interesant. La capătul setului de cărți, regina de băte, 5 de spade, marea preoteasă nebună, este o căsnicie apăsătoare pentru cineva, 10 de băte și sau contract la locul de muncă, 10 de băte și împărat și marele preot, da? Vă doriți schimbarea. Vă doriți schimbarea și a venit cineva care vă foarte misterios. O energie, eu nu văd chiar atât de rea. Văd mai degrabă intoxicantă, deși nu sunt cupe, dar o văd intoxicantă în sensul că e misterioasă, e ceva nou, ceva ce nu înțelegeți. Și din cauza asta aveți niște conflicte pentru această pasiune. Pe de altă parte, personajul de acasă care vă consumă sau de la locul de muncă ar putea să fie și un personaj foarte gelos. Da? E o situație de neplăcută, dezechilibrată. Și am vorbit de casă chiar dacă sunteți singuri, pentru că puteți să fiți singuri în cuplu sau proaspăt despărțiți sau să aveți în gând despărțirea și încă nemanifestată sau să vă fi despărțit și încă personajul cu care a stat să vă influențeze. Sunt multe, multe, multe. Însă, cel mai important este că dacă vă simțiți singuri acasă, în cultura voastră, tradiția voastră, în, sau la locul de muncă, sau ceva, într-un contract, da? Apare această energie perturbantă, tentantă, riscantă, aparent riscantă, misterioasă, care vă creează conflicte. E o tentație, o magie. Apare a treia persoană. Și vorbim de a treia persoană, chiar dacă voi sunteți singuri, poate voi sunteți a treia persoană pe lângă cineva. Poate persoana, pentru unii dintre voi, vedeți, pentru că e prima carte, 6, e o balanță, 6 de monede la locul de muncă. Dacă e o chestiune la locul de muncă, pentru că vorbim și de locul de muncă, trebuie să începeți un nou proiect, 6 și cu 1, 7, ca să vă creați o stabilitate, să creați un contract de lungă sau o reușită de lungă durată, da? 7 de lungă durată. 6 înseamnă muncă, 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 muncă. Da? Dar la 7 deja, pe lângă muncă, mai și primiți, da? Se creează un echilibru. Și echilibrul e vizibil prin 4, număr stabil, da? Un echilibru care vă poate proteja. Vă poate proteja. Așa simt acum 9 de monede. De bute, scuzați-mă. Dacă e un personaj care apare la locul de muncă sau voi apăreți în viața cuiva la locul de muncă, iar hai să și clarificăm. Ce simt? Eu simt așa. Simt că e o balanță pentru unii sau cineva cu marcaj în semne de pământ sau cu casa a șasea în semne de pământ.
Un personaj care și-ar dori să vă dea un mesaj, să vă dea un telefon, să vă dea un cadou, să manifestați ceva împreună, eventual să vă scoată la o întâlnire cu cele două cărți. Da? Își dorește să ofere, să vă ofere ceva acest personaj. Iar și 6 de monede oferă și 4 de monede oferă o întâlnire. Oferă un moment special de bucurie. 4 de bâte poate să fie un moment frumos de bucurie. Cu prietenii, de întâlnire, dating, da? De romanță, 4 de bâte poate să fie romantic. Da? Și apoi apare acest 9 de bâte. Posibil pentru unii, așa simt, înainte să clarific, o să vedem cum rezonează în continuare. Dacă manifestați această întâlnire, personajul să vrea în continuare să rămâneți pe poziții, da? Să rămână rezistență. Aici e și o rezistență. Să rezistați în această postură, da? Echilibrată, de bucurie, da? De realizare. Pentru unii dintre voi aveți nevoie de un dar de bani ca să creați un eveniment, da? Și s-ar putea să primiți un dar de bani sau cineva să cumpere de la voi, să faceți, să vindeți, să cumpărați ceva care vă aduce bucurie, vă echilibrează viața. Sau să vă întâlniți, să vă cheme cineva la un eveniment, da? Dar nouă de bute nu prea îl înțeleg aici. Oare ce am zis că apare în continuare? Că am zis că mă uit un pic, cu ochiul în continuare. Ia uite, am zis asul de monede. Se vrea rezistență, se vrea materializarea în continuare a proiectului, a unei relații de lungă durată. Ia uite, cavalerul de spade și regina de cupe și valetul de cupe. Se vrea comunicare emoțională și pe toate căile. Și practică, și pasională, și emoțională. Uneori sentimente. Unor sentimente. Se vrea crearea unei noi lumi. Da. Pentru că după tăcere, aici sunteți voi, eremitul, vine acest eveniment trăznet. Ia uite, un bărbat posibil, căsătorit pentru unele doamne. Dacă e căsătorit, e mai... Dar dacă e nefericit, ce să zic. Așa, vedeți, așa simt să transmit în continuare. Ce să zic, nu pot să rețin mesajele. Nu le pot reține. Da, împăratul. Un personaj ori puternic financiar, ori căsătorit, ori cu o poziție profesională deosebită. Apare cineva care vă sponsorizează, care vă susține într-o direcție. Clarificăm, te rog frumos, 6 de monede. Pentru numărul 4, 6 de monede. Ia uite, 4 de monede. Clarificăm valetul de monede. Valetul de monede. Valetul de monede. Ia uite, regina de spade și 4 de spade. Iar posibil balanță pentru cineva. Nu obligatoriu, dar posibil. Cu marcaș, poate are nodul nord, da? Avea să vină, ia uite, să plece de undeva, să renască, să plece dintr-o zonă, ia uite, dintr-o familie ar vrea să vină, să plece, da? Dintr-o familie sau dintr-un job în care are o persoană autoritară în preajmă. Clarificăm 4 de bute. Pentru numărul 4. Clarificăm 4 de bute. Și când vorbesc de familie, poate nu sunt căsătoriți, poate e familia din care... Da? Sunt multe. Ia uite. O să clarifică de moarte, cavalerul de bute și... Clarificăm 9 de bute.
Nouă debute, te rog frumos, clarifică nouă debute. Clarificat de regina de monede. Mare grijă. Asul de monede, aș vrea. Clarificăm asul de monede, te rog frumos. Spirite, Sfânte Duh. Clarificăm asul de monede, te rog frumos. Asul de monede. Eu așa zic. Dacă primiți alte informații din altă parte, e normal. Dar nu știu dacă sunt deciziile voastre, deși evident că sunt și ale voastre. Dar cine vine, vine cu o încărcătură, vine cu un trecut. Și este normal, mai ales dacă are o anumită vârstă, este normal. Dacă e căsătorit, căsătorită, sau chiar dacă e necăsătorită, poate e singur, ca și voi, necăsătorită, da? Sau necăsătoriți. Vino cu o încărcătură mai... mai specială, dintr-o familie. Trebuie să aleagă familia sau acest nou început. Dacă vine cineva, dar și voi va trebui să alegeți. Ce faceți? Ce faceți? 6 de monede și 4 de monede. Pentru mine 4 de monede întotdeauna, nu întotdeauna, de cele mai multe ori, este un personaj într-o relație karmică. Și am vorbit de relație, da, de 10, de, da, de 10 ăsta de bâte, ia uite, de 10 de bâte și marele preot, de căsătorie. Căsătoria asta e epuizantă pentru cineva. Și de o așa zisă tentație. Poate nu sunteți chiar așa cei mai diavolași, dar e o tentație pentru cineva, prezența voastră, probabil într-un fel sau altul. Sau neapărat tentație, derutantă, e obsedantă, e intoxicantă. Pentru că sunteți altfel decât relațiile karmicele în care s-au obișnuit, da? Relațiile sărăcăcioase, sunteți darnici, într-un fel sau altul. Așa simt. Vă rog să-mi confirmați dacă spun bine. Sau pentru cine îi spune că de spus spun bine, dar pentru cineva anume. Da? Și acest personaj în relație karmică își dorește să o ofere. Dar se gândește cum să comunice, amândouă reprezintă comunicarea, și cum să ofere ceva, cum să exprime ceva, cum să vă întâlnească. Pentru că, mai, eu simt că acest trei de spade are legătură cu trecutul lor. Are legătură cu trecutul lor. Cu acest 10 de bâte și ce mai era? 10 de bâte și marele preot. Așa simt eu. Are legătură cu trecutul lor. Eventual au și un personaj gelos, în fine. Deci își doresc să vă scoată. Asta e partea luminoasă, asta e în umbră, da? Să vă scoată la o întâlnire, să vă simțiți bine, să vă duceți la un spectacol, la un festival, să ieșiți la un restaurant, la iarbă verde, să vă plimbați, n-am văzut, dar... A, da, uite, cavalerul, mișcare. Da? Și dorește să-și transforme viața, pentru că simte pasiune, simte atracție, simte că sunte suflete perechi, flăcări gemene, rămâne de descoperit. Dar simte că se transformă ceva în viața lor prin această atracție. Este o atracție. Știți că e 2 și 2, deci nu vedeți că e o legătură între cele două, da? Eu așa simt în acest moment atracție la 4 de bâte. Magnetism. Așa simt. Da?
magnetism care transformă. Și le dă un alt chef de viață, pentru că uitați cum sunt aici cărțile, da? Ce gri, ce mentale, ce pragmatice sunt. Și de-aia zic, trei de spade îl simt ca fiind aici, ia uitați-l, aici. Ce personaj se gândește, măi. Poate ar fi bine să stau în cutiuța mea. Poate ar fi bine să ies cavalerul de bâte din cutia mea. Și să intru într-o altă cutie frumoasă, parfumată, cu fundițe, da? Că tot e un patru, e altfel de patru. Adică, ce înseamnă cutie? Interesant cum a venit mesajul ăsta. Este un 4D, da? Cutia e 3D, 4D, un alt univers. Este o altă manifestare. Și-ar dori să-și schimbe viața prin această atracție. 4 și cu 1, 5, s-ar dori să lupte, să se transforme, să iasă din acest 3 de spade. Că sunteți voi, repet, care vreți să lăsați în urmă acest trecut, că sunteți singuri pe care să fiți singuri sau, în fine, vă despărțiți, unii dintre voi ați avut o problemă de sănătate, unii dintre voi, da? Vreți să prindeți viața, să vă transformați, să vă bucurați de întâlniri, da? Iar, vedeți. Dar, pentru unii dintre voi, posibil să vină cineva, nu te termina, da? Ei, și totuși să apară acest... Este un blocaj. Cineva încearcă să pună bețe în roată, ori mama cuiva, ori soția cuiva, sau fosta soție, poate să fie și fosta, da? Există niște lupte pentru putere, da? Da, și totuși. Ce veți manifesta, că se încheie iar, mi se termină bateria, ce veți manifesta, veți manifesta cu multe strădanii, vă trebuie multă putere, dragi.